Salutare! Bine ați venit la un nou episod în Dodi. Continuăm cartea al domnului Hayek, Drumul către servitudeu, capitolele 7 și 8. Dar înainte, Vali vrea să ne spună ceva despre cutiuțele de sub acest clip. Da, cutiuțele de sub acest clip sunt un buton de like, everybody happy, push it, push it. Așa, un buton de subscribe dacă vreți să aflați când mai postăm un videoclip. Nu că nu știți că lunea la ora 8 de fiecare dată, dar din când în când mai bag Gabi cât un short care merită văzut. Așa, tot lângă ăla de subscribe găsiți și un buton de share. Dacă vreți, credeți că cuiva i-ar putea face un bine să privească la această emisiune. Fiți altruiști. Dar tot am făcut operan, puteți să fii și egoiști din cer, nu e nicio problemă. Poate și un rău, știi, dacă le-ai prea socialific. Da. În descriere găsiți locuri unde puteți întâlni cu noi pe internet, un blog, un cont de Twitter, un cont de Telegram, niște conturi de crypto sau Patreon, dacă vreți să ne întâlnim și noi cu voi pe internet și tot felul de asemenea chestii. Dar fără cont de Facebook. Fără cont de Facebook. Da. Acum a devenit libertarian Zuckerberg. Pe noi ne-a... Libertarian cu numele, lăsați. Găsiți episodul 80 sau 79, ceva de genul ăsta, o colaborare cu băieții de la Freedom Alternative. Așa, care atunci când Facebook s-a plictisit de contentul în Dodi. Dar până atunci, like, share, subscribe and all that good shit. Cum e? Push it, but don't push it. Capitolul 7. Controlul economic și totalitarianismul. Începe cu un citat din Belloc. Controlul producției prosperității este controlul vieții umane însăși. Și în principal în acest capitol, Hayek se axează pe faptul că atunci când noi ne dorim libertate, să zicem, de un nivel, de un grad mai înalt, de libertate spirituală, și vrem ca libertățile economice și ale aspectelor mundane ale vieții să fie delegate către o autoritate, de fapt ne punem cătușele și libertății spirituale sau libertății de un grad mai înalt decât libertății economice. Asta a fost capitolul 8. Asta a fost capitolul 7. Ce am dat? Nu, glumesc. Dacă vreți rezumate... Dar pune Hayek citatele alea. Da, da, ai văzut că la știri așa încep. Prima oară, domnule, da. Bomba. Da. Și după aia zici, și am zis, hai să fac și eu așa. Ok, cui răspunde Hayek? Ce ziceau comuniști? Lasă-ne să ne ocupăm noi de partea asta meschină, materială. Tu ocupă-te de alte, dăm bani, dăm nu știu ce și mă, chestiile astea apar și în discuțiile despre UBI, la fel, venitul minim garantat. Ai chestia asta asigurată, tu ocupă-te de pian, de pictură, deci lasă, la ceva în genul ăsta, ziceau și comuniștii. Da, să prezumă faptul că omul are mai multe tipuri de nevoi, astea economice nefiind alea care îți înalță spiritul. Acum nu știu de ce vorbeau ei în termeni din ăștia aproape pseudo-religioși, poate vă dați voi seama altă dată. Dar de ce ar fi o problemă, de fapt? Că Hayek, cum să spun, pune întâi o altă chestie. Zice, domne, toți planificatorii își dau seama că pentru a putea să planifice economia, acolo trebuie să fie tot puternic. Trebuie să ai puteri nelimitate. Deci, what you say goes. Nu e loc de democrație, nu e loc, că planificatorul central pe partea economică trebuie să fie dictator. Și premiza este, chiar dacă își dau seama că trebuie să fie dictator, că o să zic că o să vină lumea și să zic, păi da, ce, ăla nu e dictator în firma lui?
Noi. Vezi că ai spus firma lui. E... E așa și plus că nu e dictator, că e pe bază de contract voluntar, lumea poate să... Nu există... Nu sunt captivi. Nu există, da, așa cum nu există clienți captivi decât atunci când e un monopol impus de stat, nu există nici angajați captivi. Că sclavia nu, se mai, nu mai e legală, dă ca multicel. Da? Și, o să, vină, și o să vină socialistul și o să spună ce? Păi da, e captiv de în fața nevoilor, că trebuie să mănânce, ce vrei să nu mănânci? Da, da, nu înțelegi diferența, nu e captiv acolo, da? Da, dar folosește în alt sens. Și așa și noi toți o să murim. Deci, unde vrei să, cât de mult vrei să ducem discuția? Nu că e altceva. Nu, n-ai înțeles ce am spus. El folosește în alt sens termenul libertate. Pentru el, uite, n-am mai lovit la asta la Hayek, pentru el libertate, liberare. Te eliberează de nevoile alea materiale. Aveam niște oameni săraci care făceau foame și vine sistemul ăsta socialist și le eliberează. Uh-huh. Dar asta nu e neapărat sensul în care folosește Hai, e sensul în care se folosea atunci și se folosește de către socialiști și astăzi. Și azi, da. Dar nu e sensul în care crede el că ar trebui folosit. Da, da. Hai e sensul liberal, adică absența agresiunii celorlalți, să zicem, sau respectarea dreptului de proprietate. Cam asta fi... Da, da, e important asta, că întrebarea e de ce libertate vorbim, știi, că ne certăm pe libertate, ala se gândește la ceva, eu la altceva. Și de ce, și de ce ne-ar durea faptul că e cineva dictator pe problemele astea economice neimportante de altfel? Eu, da, eu face paralel aici și cu o chestie care a apărut în societatea americană și anume libertatea de expresie și cum banii sunt de fapt tot o libertate de expresie, pentru că nu poți să-ți spui, să zicem, părerea dacă cineva îți dictează, domne, nu ai voie să folosești banii tăi produși de tine în scopuri, să zicem, propagandistice, da? N-ai voie să-ți înființezi un ziar, pentru că așa spun eu, doar cei pe care îi licențiez eu au voie. Nu ai voie să folosești spațiul din gazetele celor pe care îi licențiez decât atunci când oamenii mei din eșalonul 2 îți dau voie și așa mai departe. Deci nu poți să ai o libertate de expresie atât timp cât mijloacele economice sunt, să zicem, direcționate de către factorul politic. Și așa cum spunea și Costel, domne, ok, vrei să te apuci de pian sau de altceva, dar atât timp cât nu ai materialul, zicem, să-ți faci un scaun, să-ți faci pianul din lemn sau din curzile acelea. Ți le dă statul. Ți le dă statul și dacă nu ți le dă statul înseamnă că nu e momentul, nu trebuia să te apuci de pian, nu ești tu făcut pentru pian. Trust me. Da, țelul tău e să tragi în altă parte. La căruță. Experții au stabilit că este mult prea burgheză, știi, pian. Cam asta e răspunsul. Lasă, ia mai bine stai ia cu fluierul. Dar tu trebuie să te duci, de fapt, să strângi rășina care rezultă din prelucrarea lemnului și lasă tu cu... Bine, ce-au avut ei în cap în idealismul lor era că n-au să explodeze producția de... Care plural? Piane? Piane. O să... Și orice piane. Sărăcie își va permite un pian, știi? Nu era cam lumea burgheză unde na, avea unul în da, și era și omul multilateral dezvoltat. Avea și talentul, dimineața da, la cafeluța aia cu năut, mă rog, cu ce era, cânta un pic la pian, după aia bătea niște cuie, după aia făcea niște... Desfunda WC-uri, deci avea... Era multilateral, asta înseamnă multilateral. Da, multilateral. Și nu Marx chiar crede în asta, deci despre asta e marxismul. Deci el chiar crede că poți să faci toate aceste chestii. De ce nu le poți face azi? Păi trece în sistemul ăsta capitalism nenorocit care te blochează, știi? Ești doar instalator, sau ești doar pianist, sau ești doar... În timp ce în comunism se descătușează forțele astea, știi? Deci tu devii... Descătușarea forțelor clasei muncitoare. Da, nu există diviziunea muncii, adică chestia cu natura umană, infinimale, abile și face tot felul de... El iar credea, nu știu ce.
Adică e intuiție comunistă fundamentală. Uite, așa că asta te castrează, te alienează. Asta înseamnă alienarea. Uh-huh. Nu sunt eu, știi? Uh-huh. Eu fac o mie de chestii, capitalismul mă înghesuie să fac două chestii. Știi? În timp ce comunismul mă eliberează, știi? Cred că ideea ar fi, dacă e să, cum să spun, să updatăm un pic viziunea asta, ar fi așa că în viziunea lor de astăzi, comunismul te lasă să faci orice, pe când capitalismul te lasă sau nu te lasă, te încurajează să faci doar chestiile la care ești bun. Și cum știm că ești bun la ele, păi produci valoare pentru alții. Uite, eu văd lucrurile astea despre economia ca fiind libertate de exprimare, exact. Tu nu, în loc ca în socialism să votezi care pâine este bună și de care pâine să se facă următorii 4 ani, tu votezi prin acțiunile tale. Nu? Și te exprimi. Exprimarea nu sunt doar 3 cuvinte, ci tot restul de comportamente non-verbale sunt o exprimare a omului. Te uiți la ceva sau nu te uiți la ceva, de la chestii foarte mici. Cu cine vorbești, cu cine nu vorbești, cui întorci spatele, căror bunurile întorci spatele, bunuri și serviciile întorci spatele, nu? Sunt o exprimare și în felul ăsta aflăm ce au preferat oamenii. Obiția lor e că asta, ce zici tu, că e libertate doar formală. Oh. E libertatea de a muri de foame. În timp de comunismul, ți aduce mașina la scară plină cu pâine. Mașina de pâine. Zici, tu spuneai problema să compar pâine. Eu cred că acolo orice pâine e bună în comunism. Adevărat. Da. Apropo de povestea cu... Uneori nu se poate discerne când facem mișto și când rădăm. Apropo de povestea cu mașina de pâine, avea Gabi o poveste din copilărie, nu? Mașina de pâine. Am mai spus-o și într-un alt episod, dar... nu știu în care, așa că o să zic că e pe scurt acum. Noi copiii din cartierul Traian, din Târgu Jiu, mergeam undeva, era o răscruce între fabrica de pâine și după aceea unde se îndrepta spre vreo 4-5 magazine din zona din Târgu Jiu de pâine. Și când vedeam că ea, să zicem, în stânga, știam deja la ce magazin urmează să se ducă mașina. Și mergeam repede acolo. Oricum era deja coadă, la toate magazinele era deja coadă formată. Dar măcar că după aia aflau și ceilalți și se mutau de la celelalte magazine și zicem, și deci, ajungeam cât de cât în față. Și pare așa, hi-hi-hi, anecdotic, de ce se ducea lumea la magazinul ăla? Pentru că se termina pâinea. Se termina, nemina, m-am pucat, da. Plus că multă lume lucra când venea pâinea în magazin, știi, și doar copiii, majoritatea copiilor, aveau timp și mă rog, disponibilitate să, și să urmărească și să cumpere pâinea, că ceilalți oameni erau la... O formă, e o formă de educație. Skill-uri de... Bine, acum știi, stau și mă gândesc poate la o viziune din asta super perversă și vorbesc foarte serios. Ești un monstru uman dacă gândești așa cum urmează să exemplific acum. Deci dacă te regăsești, asta ești. Caută-te. O viziune super perversă, știi, în care știi că era pe de-o parte era gluma aia. În comunism lumea așteaptă pâinea, în capitalism pâinea așteaptă oameni, da? Bun. Și am putea să o expandăm, că mă gândeam acum și zic că ok. În capitalism, da? Câtă pâine să aruncă? Și că după aia, dacă pâinea așteaptă pe oameni, nu toți cumpără, câtă pâine să aruncă, da? Stai și te uiți un pas înapoi. Asta este irosire de resurse. Nu sunt rest. Că de fapt, de aici vine nevoia de planificare. Capitalismul, pe lângă argumentul al doilea, odată ce au pierdut argumentul economic, da? Pe care până și Hayek spune că îl pierduseră de la vremea aia. Argumentul economic. Cred că și asta tot economic e, că risipește resurse. Știi? Păi nu, ei se repliază în sensul că argumentul economic, capitalismul era argumentul economic inițial, era și negativ. Comunismul îți produce mai multe. Mai mult. Că facem direcționat. Și l-au pierdut pe ăsta. Capitalismul produce, da, și acum vin și capitalismul produce prea mult, irosește resurse. Da? Asta e replierea lor. Da?
Și atunci vii și te întrebi, da, uite, eu sunt de acord, îți concet chestia asta, în capitalism aruncăm pâine și e păcat. Dar în comunism aruncăm oameni și e mare păcat. E păcat mai mare, a zice eu. Și o să vină acum monstru de care vorbeam mai devreme și o să spună, da, da, așa salvăm planeta. Câți? Încă un detaliu. Dar de ce e proprietar pe planetă să o salveze? De când să... Dar nu e proprietar. Noi nu suntem proprietari. Noi aparținem planetei. Nu suntem proprietari. Suntem sclavi. Sclavii planetei. Păi da. Aparținem, nu? Da, aparținem. Bine. Corect. Și atunci... S-ar putea să nu mai ai generații viitoare, știi, dacă te joci cu comunismul prea mult. Da. Îi rezolvi. Ușor cu comunismul pe scări, da. Bine, argumentul ăsta îl bagă și ei, că nu o să mai ai generații viitoare, că termin resursele. Ceea ce s-a demonstrat că nu se poate. Samuelson, nu? Nu Samuelson. Am zis o prostie mare. Simon. Da. Dar aveam cartelă, toți aveam cartelă acolo, dar ideea este că tot nu ajungea, chiar dacă îți dădea rația, știi? Ideea este că nu se făcea nici... Ei, câte erau rațiile? Știi câți locuitori sunt în Târgu Jiu? Știi câte pâini să produci? Pentru că nimeni nu cumpără mai mult decât e pe așa. Produce să fie simplu. Tot nu se putea întâmpla acest... Pe probleme de stimulente, știi? Acest direcționare și control total al și consumul și producția. Da. Nu e o problemă de stimulente, că așa știai cât pâine să mănâncă în cartierul cu tare. Păi nu, ce mi dă pâine? Nu, deci cât îți dă de el voie să mâncă, hai, cât îți dă de el. Hai să zicem că aveai un om bun. Așa. Și tot, nu au stimulente, adică vânzătoarea aia de ce? Deci după Revoluție, când a luat ea chioșcu, ea se câștiga bani, știi, dacă aducea pâine. Și a fost frică, dar după aia s-a liniștit. Nu zic, că noi nu avem niciun stimulent, știi, și că îți da și că nu îți da, deci nu. Poate că era un om bun, știi, Da, dar mai sunt chestii din astea de genul, dacă tu faci doar câte trebuie, da? Factor uman, mai scap o pâine pe jos, mai scap făină pe jos, da? Nu să... Ăsta e motivul, știi, tu ești planificat la așa, zici nu că planifici toleranță, păi da, dar la toleranță iară să aruncă ceva. Dacă planifici cu toleranță, iară să irosește ceva. Ok, deci argumentul Hayek ăsta e că, deci era distinția între, nu știu, libertate politică, cred, nu știu, presupun că asta înseamnă ceva de genul pot să votez sau am permisiunea să votez, și libertatea economică asta, cu dreptul de proprietate. Da. Și el ce zice? Nu că dacă îți dau, e ca și legătura între trup și suflet, să zicem, e ca și cum a zice cineva, dă-mi voie să-ți omor corbul, tu ocupă-te de spirit, știi? Hai zici, băi, n-am cum, că dacă mi-ai luat, sunt legate, la fel și aici, libertatea economică, dacă, o să zicem, îți dau libertate religioasă, dar n-ai voie să deții tipografie, n-ai voie să deții nu știu, n-ai voie, păi cum am? Ora? Mai este un aspect pe care Hayek îl specific aici, și anume faptul că atunci când un individ, atunci când are libertate economică, el își poate prioritiza, să zicem, țelurile pe care le are, și când nu mai câștigă așa de mult, spune, ok, renunț la lucrurile astea care nu sunt așa prioritare, care nu prea îmi plac, pentru că luna asta sau anul ăsta n-am câștigat așa de bine ca anii trecuți, dar ceea ce este important în viața mea, țelurile mele la care nu renunț niciodată, sunt acoperite de... au costurile acoperite din veniturile pe care le produc. Pe când în cazul unei economii planificate, trebuie să vină un planificator central care să spună românii ar trebui să aibă țelurile astea, vor. Cele mai importante. Vor, dar lucrurile astea știm noi. Și aceste aspecte ale vieții lor trebuie înlăturate. De exemplu, nimeni nu mai are voie să... sau nu mai există resurse. De ce faci asta? Că e mai ușor, nu? Asta... trebuie să mâncați toți atât. Nu, e nu, mai ușor. Nu e mai ușor. E imposibil să faci altfel. În sensul. Nu e mai ușor. Nu e mai ușor. Mai ușor presupune că mai există o variantă care e mai grea. Aici, spun, e imposibil să faci altfel.
Nu există o variantă care e mai grea. Celelalte variante nu se pot face. Cum fac ăștia cu diversitatea? Nu poți să adaptezi? Deci, în exemplu, Hayek avea unul care zicea, nu prea îmi place, îmi place să muncesc mai freelancer, așa, nu-mi place să muncesc în fabrică. De ce nu ar putea adapta planificarea centralizată? Pentru că locul lui în plan trebuie este bine determinat. Dacă nu este locul lui bine determinat, nu avem un plan. Nu, eu asta zic, că poți să lași niște portițe, știi? Majoritatea sunt pe profil muncitor din fabrică, dar nu poți. Aia trei freelancer, lasă-i să trăiască. Costel, dar ți se pare că diversitatea asta de astăzi, care e împinsă, ți se pare că e la liber, așa? Nu, trebuie să urmezi diversitatea asta. Nu, dar eu zic, au făcut ceva de genul ăsta, știi? Ce zic eu? Că nu-și băteau capul. Ți-a dat, erau ca niște clienți marginali. Câți croați avem în România? 5 croați. Dă-le limba croată, nu știu. E ceva de genul ăsta. Da. Da, erau ca niște clienți, îi ignorau. Dacă unul se zice. E greu, pot spune, să te tot stai, că mai e unul care are nu știu ce, știi? Unii zicem că au, eu în fiecare vară trebuie să-mi urc pe munte. Și dacă... Bine, zi până la capăt. Și dacă tu, să zicem, din cauza temperaturilor înalte și din cauza faptului că avem niște locomotive vechi, nu mai merge trenul la munte. Aceste opțiuni ale acelor oameni care doreau vara să se urce pe munte sunt... Pa! Nu, dar te scoli frumos mai devreme, cu 2-3 zile mai devreme, exact. Te duci pe jos, până acolo și când o ajunge te urci pe munte. Da? Ce? Dacă nu erau destul benzină sau motorină sau ce dracu merg combinele astea de secerat, da? Bine, nu se mai secera recolta? Ba da, se raporta oricum că s-a secerat în plus decât s-a plantat. A fost secetă, să zicem, s-a produs lapte atât, trebuie să alegem unt sau înghețat. Avem jura că ești... Sau, mă rog, poți să zici, ok, face mai puțin înghețată, să face totuși niște înghețată, mai puțină și mai mult. Dar de unii știi că astea sunt preferințele, trebuie să dictezi tu, că ești acolo undeva la birou și trebuie să... Cred că ăsta e punctul lui Hayek. Ăla local știe de cât sfor ce nevoie să tai, antreprenor local. În timp ce ăsta la centru, tu nu vezi să știi el ce... Și el are niște statistici, dar nu vede schimbarea, de exemplu. Să începe, au devenit vegani în Franța. Despre chestia asta am discutat capitolul trecut. Nu e o soluție, adică... Îi spui tu, Hayek. Deci se vorbea la vremea respectivă de... Deci planificarea cu care se luptă Hayek aici era planificare centrală. Nu planificare distribuită, descentralizată la nivel local. Da. Adică nu era, deci cum ar veni, nu era la nivelul de baron local. Asta e criticat, da. Asta e criticat. Că la, da. Dar aș mai zice o chestie, ai adus tu aminte, Gabi, de cumva că planificatorul spune că românii vor la un moment dat. Asta ar fi o variantă, aia care cumva încă mai pretinde că democrație e alea. Dar mai există și varianta nazistă, da? Care zice Germania trebuie să. Da. Prin urmare, da. Nu mai contează ce vor, vrei, nu vrei, uite, mai mult pune umărul la treabă. Țării. Da, țării cât mai este mult. Pentru... O chestie pe care am mai înțeles-o din multele paragrafe în care ne-a explicat Hayek este că nu poți să, odată ce te-ai apucat să planifici o bucățică, după aia ea le strică pe celelalte și apar probleme în jurul chestiei plănuite și o să trebuiască să le planifici și pe alea. Și zice că se întinde așa ca un cancer și inevitabil drumul ăsta este către planificare generalizată și totală. Da. Și dacă te oprești din a... Vai, dar nu e totală, trebuie să avem grijă, democrația va pune echilibre, nu știu ce. Tu practic o să trăiești într-un lucru, o parte plănuit și dezechilibrat mereu pentru că cineva se bagă în jucăria ta. Am mai zis-o și nu știu cum să o repet cumva pentru oamenii care zic că lucrurile astea sunt diferite. E ca și cum cineva s-ar băga în relația ta de cuplu. Și ți-ar zice, stai aici, trebuie când intri, trebuie să faci 3 tumbe când intri în casă. Sau nu știu, ceva absurd, că de multe ori planificările sunt niște prostii de te doare capul. Bine, unuia care are senzația că
Și bagă el cu citat aici motivul pecuniar. Mm-hmm. Unul care are senzația că economia e ceva așa de fl-fl-fl, sau banii sunt... Bine, și aici el... Scuză-mă. Deci lumea zice, ei sunt înalți așa, ei zic, eu nu fac politică. Pare așa că ești înalt, nu faci politică. Mi se pare că foarte mulți oameni când te apuci și discuți lucruri din astea în care politica îți dictează viața ta pecuniară, economică, oamenii, e ca și cum ar zice, eu nu fac economie. Ai, păi poate de aia e viața pe care o ai. Nu, adică contează inputul lui, poți să nici nu votezi toată viața, dar ciolacul știe că tu vrei educație de stat. Pentru că dacă n-ai vrea, n-ar mai exista educație de stat. Deci contează preferința ta. Exact. Da, și da. Exemplul cel mai clasic s-a făcut în pandemie, atâta vreme cât s-a estimat cu mai mult sau mai puțin că lumea își dorește măsuri, au fost măsuri. În clipa în care s-a estimat că lumea s-a săturat de măsuri, s-au dus măsurile. S-a schimbat știința, s-a schimbat ceva? Nu. Am mai dau eu exemplu ăsta de fiecare dată a evoluat. Japonezii, da? la care guvernul a trebuit să-i roage să nu mai respecte măsurile care nu mai erau obligatorii, dar să nu le mai respecte nici măcar voluntar, pentru că își făceau mai mult rău. Deci japonezii erau, dădeau dâncoate. Dar de ce, frate? Că nu, ce s-a schimbat? Da, exact. Bine, am spus că da, s-a schimbat și știința, în sensul că ne-am dat seama că nu e așa rău. Nu, Costel, îmi par rău să te contrazic. Nu s-a schimbat, s-a schimbat percepția publică. Dacă te învârți la flu pe știință, nu. Cum? Vaccinurile au fost bune, au rezolvat criza. Nu, că asta depinde. Virusul a evoluat acum, nu mai e așa de dăunător, știi? Nu că s-a schimbat în sensul că avem mai multe date, știi? Atunci nu știam, eram luați, mamă, ce se vede. Nu, am avut destule date încă din octombrie 2020. Am avut destule date de atunci. Uite, provocare, zic, vrei să zici ceva? Nu, vreau să întreb pe Vali dacă zice el treaba cu banii care sunt. Poți să încep tu, că acolo mă duceam, dar... Da. Hayek laudă aici banii ca fiind, cum spune el aici, cel mai mare, cel mai tare instrument pentru libertate ever invented. Deci în loc să fii răsplătit pentru munca ta în, să zicem, vouchere pentru alimente, vouchere pentru călătorii, vouchere pentru bilete la muzeu, să zicem, ești plătit în bani și banii după aceea poți să-i transformi tu în ce preferințe vrei. Pe când dacă ai fi răsplătit, să zicem, în bilete cu de călătorie, ți se limitează, să zicem, opțiunile în viață. Și din cauza asta, cei care minimizează sau care spun că banii ar fi ceva urât sau de la diavol, sunt ipocriți. Nu sunt ipocriți, sunt. Hai să nu presupunem că o fac cu bună știință. Hai să zicem că sunt doar o mare parte din ei sunt doar amețiți. Ignoranță face confuzia între mijloc și nașin. Da. Că banul... Nu, dar el ce spune aici este că banul cumva a ajuns să fie instrumentul prin care se simte opresiunea. Știi? Okay. Și nu știu dacă e corect, pentru că nu e banul de fapt, e absența banului. Că, de fapt, asta e ideea, că sistemul te apasă pentru că tu n-ai bani. Și era la vremea respectivă, și Hayek încă rostogolește bulgărele ăsta, în care spune că, domne, chiar dacă, zice el, chiar dacă avem o lume în care știm că cei care pornesc viața săraci nu o să devină la fel de bogați ca cei care pornesc viața bogați. Chestia asta avem date statistice empirice nemăsluite care au demonstrat în toate organizările din lume, inclusiv în Japonia, da? În toate țările din lume, că rags to riches to rags in three generations, da? Adică poți să fii nimeni, să te ridici
fitul să fie ridicat și să piardă averea. Da? Și următoarea generație să o ia iarăși de la aproape zero. Și de ce zic aproape zero? Că ce nu se ia în calcul este nivelul ăla care societal care constant se ridică. Păi nu că statul face asta. Nu, știi ce face asta? Faptul că lucrurile se ieftinesc. Asta face să se ridice nivelul. Da, deci mi-aduc aminte mereu de Obama care zicea you didn't build that. Și, you didn't build that. Da. Și pedant așa. Și mereu mă mir cum multă lume cade în povestea asta. A, da, e adevărat, nu poți de capul tău. Da, tot cooperarea între toți oamenii din economie, așa cu măsurile lor de nevoi, au produs bunăstarea și au ridicat nivelul de trai și... Și ai exemple unde nu s-a băgat statul și vezi ce a făcut economia. Dacă, și mă rog, și mă miră cum se înstăpânesc socialiștii pe tot felul de lucruri. Deci ei stau așa și se uită ce nu controlează lumea. Uite, mai inventăm un nivel, hai ne înstăpânim pe el. You didn't build that. Ce era în spate? Păi noi, statul, noi, guvernul, am făcut lucrurile astea. Fără noi nu făceați. Dar nu zice așa pentru că miroase imediat. Oricărui om îi miroase, bă, dar voi cam vă lăudați. Asta mi-o ridic singur mingea la fileu să zic o chestie în care oamenii de multe ori zic hai să fim și noi mai de viitor, nu mai ținem aceleași lucruri, hai să fim și noi lucruri noi. De ce? Pur și simplu să fie noi, că astea sunt prăfuite lucrurile astea vechi. Și unde vreau să ajung este că bunul simț al omului, da, e un fel de intuiționism ce zic acum, bunul simț al omului ar putea să-i folosească dacă n-ar trece peste el. Deci așa de mult au unii oameni dorința asta de să fie ceva nou, pentru că nu și-au rezolvat probabil niște chestii din viața lor, încât achesează la experimentele astea sociale. Deci dacă te uiți liniștit așa în istorie, în ultimele sute de ani, pare că au fost făcute, evident, forțat, niște experimente. Eu nu zic că le-a făcut cineva, ci pur și simplu, așa s-a născut. Hai să experimentăm niște comunism. Hai să mai... Și acum trebuie zic, hai să mai experimentăm o dată. Trebuie să nu-l contrazic. Ok, vrei ceva nou? Păi, libertarianismul, dacă vrei ceva nou. Da, exact. Nu, că ăla nu se poate. Ăla am rezolvat, nu se poate. Dar când s-a... Vrei nou, păi nu, dar zicea, când? Dăm tu un exemplu când a mers. Păi vrei nou sau nu? Da. Nu, dar ce vreau să zic, că contează ca să ajung și la ceva ce mi se pare că a zis Hayek. Adică nu mi se pare că am citat. Contează și ce ținte îți pui. Deci oamenii, dacă așa cum zici, spiritul legii versus litera legii. Dacă tu zici, care e spiritul comunist? Păi oamenii să nu mai aibă lipsuri. Ok. Mă rog, no, e și asta. No, e și asta. No, nu știu, zici și cu egalitate, e adevărat. E mai da. Mult cu frăție. Mai și... mult cu frăție și cu egalitate. Dar poți să te uiți, mă... Ce s-a întâmplat în realitate? Deci nu ce visezi. Și ideea era că ce ținte îți pui, că zice și Hayek, dacă îți pui ținte idiote și iei așa pe litera de bifat ca un robot de la prost, zice Hayek, păi dacă vrei să nu mai fie accidente de mașină, interzice mașinile. Dacă vrei să nu mai fie furturi de pe motocicletă, interzici motocicletele. Oare e metoda chinezească. Ai să conflict între mijloace asta, zice da. Că aici nu poți să le ai pe toate. În timp ce, uite, sociale și mea. Uite, mă gândesc dacă ei ar putea răspunde, dacă n-au și făcut-o deja, să spună, ok, comunismul ăsta a ieșuat, că nu era momentul. Deci dacă ne uităm la Marx, este niște stadii. Niște momente potrivite, știi, pentru... Păi, nu era încă momentul. Se le-au forțat. Normal, vrea să ai libertarianism pe pâine. Se câteva astfel de ani și după aia vine
se discută în capitolul următor vis-a-vis de lipsa asta de moment. Da, poziția lui Hayek e că nu, aia te duce în mod necesar la asta. Replierea comunistă asta ar putea fi nu. A fost, nu te duce în mod necesar. Păi și Hayek poate să spună, păi și în China, și în Albania, și în România. Și da, nici, că nu. Dar nici măcar nu-ți trebuie. Deci argumentul lui e mult mai tare de asta. Nici nu trebuie să... Iarăși, din punctul ăsta de vedere, e aproape robadian faptul că el se verifică și empiric. Nu. E un plus, dar e ca și cum ai spune, nu, argumentul lui nu este, e unul pur deductiv, nu are legătură. Deci așa, empiric, cum am spus, nu e empiric, e pur deductiv. Așa cum am spus, nu poți să ai din punctul ăsta de vedere, deci nu poți să ai controlul asupra economiei fără să nu ai și controlul asupra stabilirii a ceea ce își asta doresc, da, oameni. Asta da, nu poți. Da. E... Nu, eu mă gândeam la altceva, la trecerea către dictatură, știi? E necesar ca ăla să se întindă? Păi, tocmai asta decurge din ce am spus. A, tu zici că dacă planifici... vrei să controlezi economia, să o planifici, trebuie să controlezi și ce își doresc oamenii. Ca să ajungi să controlezi ce își doresc oamenii, ești deja dictator totalitar. E rezultă. Nu, da, nu, spus, nu mai e. Ce am zis, că te adaptezi la anomaliile alea. Deci mergi cu uniformă. Păi, cât poți. Păi da, da, dacă faci asta, deja știi cum e. De ce, nu, să, de ce, de ce să te adaptezi la anomaliile alea? De ce nu poți faci toată, de ce nu poți faci toată economia o anomalie de aia? Ești comunist bun, să zicem. Da, da, asta e obiectiv. Înțeleg că zice și Hayek. Da, dar... Da, așa ți-ar răspunde. Domnule, de ce treceam la dictatură? Poate nu era. Păi necesar. Că rezultă din faptul că trebuie să controlezi scopurile oamenilor. Ok, neadaptăm, ți-am zis, la anomaliile alea. Cum? Dacă e răspunsul. Și răspunsul meu este cum? Ea trei, descriem planificat, descriem în termen de planificare ce urmează să facă acei trei antreprenori. Ne descurcăm noi. Nu, domnul ăsta poartă uniformă. Păi aia vor să poartă și erați. Da, să-i da, să poartă erați. De ce? Și în fier. Explicăm ce este diferit la ăia. Le produc eu. Și explicăm ce este diferit la ăia față de ceilalți. Și de ce ceilalți trebuie și ăștia poasă. Nu trebuie la niciunul. Ba da, trebuie la unii. Eu întotdeauna sunt comunist bun, ți-am zis. Voi ce vreți? Noi vrem uniformă să fim la fel. Ok. Deci, ce vrei. Un comunist bun, să înțeleg că un comunist bun, se adaptează. Planul unui comunist bun este să lase oamenii să facă ce vor, ca într-o economie de piață? Da, le oferă. Le oferă. Da, bun. I like. Da. Bă, și o altă chestie pe care o spune el aici, și la un moment dat eu am fost așa puțin confuz când mă uitam. Zic, cred că oamenii care o să citească capitolul ăsta nu au să înțeleagă, și cumva aici e oarecum se repetă și bătălia care se duce astăzi între socialdemocrație și avocații pieței libere. Nu o să înțeleagă de ce dintr-o dată, păi discutam despre economie, dintr-o dată ăsta a început să vorbească despre libertate. De ce, de unde a apărut și ideea asta, da? Și... unde mi se pare că el nu le oferă un răspuns, deja intuiește, probabil a apărut discuția asta, în care comuniștii spun, da, înțeleg că tu ai un argument despre libertate, noi nu vrem neapărat libertate, vrem echitate. Da, da? Da, vrem să fie bine pentru toată lumea, tot să sufere, sau în condițiile în care noi înțelegem că nu poate să fie bine pentru toată lumea, pentru că înțelegem comunismul nu poate să producă la fel, măcar să distribuim, dacă nu putem să distribuim, cum îi spune, dacă nu putem să distribuim destulă bogăție astfel încât toată lumea să fie ajunsă, măcar să distribuim suferința eu, în mod egal. Nu, el ți-ar zice comunist, hai să zicem, ca să fie comunist, n-are cum să fie atât de bun, știi? Hai să zicem semi-bun, ar zice, păi sacrific doar buiezia. Într-adevăr, dar altfel n-aș fi comunist. Pe burghezia. Le-au averile și distribui. Știi? Că așa zici că mai e comunist dacă lasă la liber. Păi și aici vine, și aici vine capitolul, sau cum îi spune, vine... ce următorul? Nu, capitolul următor vine, nu mai știu cine, dacă Sowell a spus sau cine a spus. Comunismul este sistemul care își omoară, prioritizează omorârea valorilor demonstrate. Da.
Și după aia te miri după ce ai omorât toți oamenii care știu să facă economie, știu să producă, dacă de ce să ia burghești? Că au apucat să facă, să cumpere, să acumuleze. De ce? Pentru că în piața liberă cum se acumulează? Au produs pentru alții. Aici contraargumentul este că ea n-au ajuns burghești. Că nu toți au primit o. Noi au ajuns burghești într-un mediu de piață liberă, ci au avut relații cu vodă, cu nu știu ce putere. E și asta, da, chiar dacă n-ar fi avut ei. Păi da, culmea face că noi îi criticăm și pe unii și pe alții. Lăsați burghezii, dacă sunt prin piață liberă, și goniți nedreptățile de jocuri de putere dacă le fac privilegii unora care nu, ajung burghezi. Și ăla te fraudează, și ăla curatul, să zicem. Strig marxist, să-ți ia munca, știi? Uh-huh. Ia valorii muncă. Uh-huh. Bun. Profitul, aici deci el e rău per pur se, și simplu, da, aici mă întorc și spun e o simplificare și oamenii înțeleg. Ăla care face afaceri cu statul s-ar putea să fie mai bun, că statul dă direcții comuniste, nu știu, și ăla... Și aici mă întorc și spun același lucru pe care l-am spus în urmă cu... Doar execută. Știu, dacă un episod sau două episoade. Dezideratul comunismului nu poate fi atins atâta vreme cât există stat. Dacă tu te folosești de stat, care statul este eminamente reprezentarea ierarhiei, dacă tu te folosești de stat ca să implementezi comunismul, n-ai să poți. Și exemplu cel mai simplu, ne întoarcem la povestea lui Gabi, da? De ce nu era pâine în Târgu Jiu? De ce nu se făcea pâine? Hai să presupunem. Ok, hai să zicem așa. Statul planifica că 800 de grame de pâine pe familie ajung. Da? Că așa planifica statul, da? 800 de grame pe săptămână, nu știu. Au existat momente în care s-a raționalizat și atât de rău, da? Nu cred că se ajungea atunci. Cât era? Mai ții minte? Nu mai știu. Nu mai știu. Da, ideea e, hai să punem un număr care să fie astfel încât toată lumea să zică, bă, e prea puțin, da? Că... Foamea din Ucraina, sau? Ok. Deci, 800 de grame de pâine pe 3 zile... La o familie cu doi copii. Da? Asta era, asta să zicem că e rație. Da? E de ajuns? Nu-i de ajuns. Și atunci, observ că, deși se fac 500 de pâini pentru cartier, adică te zici, bă, câtă lume stă în cartierul ăsta? Stă de 500 de pâini. Se fac 500 de pâini. Cumva ajung să se vândă doar 450. Op. De ce? Unde au dispărut pâinile alea? Păi, corupție. Păi, tu care faci pâinile, da, și ești acolo și le ții în mână, da, o să zici, nu, dau această pâine și eu care acum sunt la serviciu și nevastă mea care acum este la serviciu și văd mașina de pâine cum iese pe poartă și se duce la magazinul la care știu că n-am cum să ajung la timp, ca să-mi cumpăr rația de pâine, așa, eu o să las pâinea asta să plece. Da? Și vine lumea și zice, păi da, da, aceștia sunt sabotori și trebuie să vină poliția. De acord. Și poliția în comunism de ce nu-și face treabă? Și de ce? Și alora li se pare că 800 de grame de pâine sunt prea puțin. Îi cumperi cu pâine. Da? De asta lipsești 50 de pâini. Că își opresc aia de la fabrică. Dau și la ofițerul de la UTC care trebuie să închidă ochii. Dau și la polițiștii care trebuie să închidă ochii. Și zici, da, asta trebuie să facem o anchetă, să vină corpul procurorilor. Păi și aia nu mănâncă tot pâine? Nu, sau și omul. Și așa ajungi. Aia mai mâncau și carne. Și eu ce încerc să explic aici este că așa ajungi în sistemul comunist că nomenclatura avea de toate. Oamenii care lucrau în industrie aveau cel puțin destul din industriile lor și restul făceau foame. Nu este atâta vreme cât ai statul care trebuie să impună legea cu forța, oamenii ăia nu poți să îi înfometezi. Pe oamenii ăia nu poți să îi înfometezi. Că atunci când îi înfometezi și pe ăia moare dictator. Eu cred că e și o chestie psihologică. Dacă unii omoară burghezi, de exemplu, au de demonstrația asta probabilistică. Invidie. Păi probabil fac chestii nasoale și după aia muncitorilor, să zicem. Mm-hmm.
Adică e o chestie așa, ori uite, în un comunist, cred că nu vezi în prima chestie ca pe o crimă, ci ca pe un act de dreptate, că doar ai niște agresori. Nu, păi de ce să, ce să aibă cu muncitorii când noi reprezentăm interesele muncitorilor? De ce să-i umor pe aia? Răspunsul este... De ce aș face asta? Eu sunt un criminal, da? Răspunsul este în felul următor și cel mai clar este evidențiat în ferma animalelor. Da? Calul, care, ok, primul care a murit a fost contrarevoluționarul, da? A fost Trotsky, a fost porcușorul alb, da? Ăla care avea alte idei. Primul care a murit. Dar al doilea care a murit a fost muncitorul cel mai capabil. Și cum a murit? A muncit zi și noapte că poate să dea de la el, da? Că e de la fiecare după posibilități, și a avut un accident. Și dintr-o dată, în loc de muncitor capabil, a devenit bun de capital, că l-a vândut porcușorul cel mare la fabrica de clei. Nu, cred că, uite, apropo de asta, asupra naturii umane, și ei greșesc, adică ei credeau că, deci, egoismul inferior, sau poate fi inferior, se poate, știi, egalității din societate. Zicea Koski, ok, e rău, e asta, dar sunt într-o societate dreaptă, egală, e bine, știi? Se pare că nu sunt așa oamenii, știi, că dacă erau mulțumiți, ok, suntem egali în sărăcie, erau fericiți și nu, dar se pare că nu a fost. Întrebarea... Adică stimulentul spiritual, ca să zic așa, îl bate pe la... Nu. Problema e, da, e în felul următor, că și aici, dacă ajungem... Ce este mai important pentru om în sine? Egalitatea sau libertatea? Și tu spui, nu, că egalitatea e o formă de justiție. Da? Păi... Asta e povestea. Ce este mai... Și atunci eu o să întreb din nou pentru om. Ce este mai important? Libertatea sau justiția? Dacă substituim. Mm-hmm. Pentru el nici nu există conflictul, pentru că libertatea e starea aia de... egalitate. Pentru oamenii, nu există conflict, pentru libertarian există conflict. Pentru oamenii care gândesc așa, că libertatea e starea asta de egalitate, mi-aș dori să le fut un pumn în gură și trei bice pe spate ca să vadă cât de importantă e libertatea. Și ideea e că atunci când partidul și statul are nevoie de tine, o să-ți aplice acele măsuri. Dar o să fie prea târziu ca să-ți dai seama. Uite, inclusiv Hayek aici când vorbește despre bani, vorbește în sensul ăsta socialist de oportunități, de acces. Vorbește în sensul liberal clasic de absența unor agresiuni, unor costruri. Uite, cum te scapi, știi? Adică asta atât de infectat încât și tu începi să-l folosești, știi? Stai ca un televizor să mai liber, știi? Care asta nu e sensul liberal, știi? Nu ești mai liber ca un televizor. Deci... Pe lângă controlul consumului cetățenilor țării, planificatorul central controlează și mijloacele de producție, deci invers. Și modul. Invers, ea spune că nu își propune neapărat să controleze consumul. Controlul ăsta asupra consumului e că suntem acum în vremuri de restriște. Și dacă teza lor este economie planificată, de fapt producție planificată. Asta e baza pe care să pun. Și cum ele sunt legate? Asta e definiția socialismului, știi? Controlul asupra mijloacelor de producție. Dacă e pijama, e a ta. Da. În timp ce o chestie, un bun de capital, o betonieră, nu e a ta. Ea șantierului sau... Da. Ea tuturor, mă rog. Yes. Pe lângă... Deci, îți controlează, îți spune aici Hayek, majoritatea timpului mulți oameni petrec la job. În cadrul planificatorului în cadrul societății planificate central, tu nu poți să-ți alegi nici joburile pe care le vrei, nici unde să lucrezi în cadrul, deci, meseriei pe care ți-ai ales-o. În cazul comunismului din România, te trimitea, dacă erai doctor, în vișcăuții de sus, că acolo era nevoie. Și nici nu puteai câștiga sau, să zicem, nu aveai o libertate să răzbați în domeniul tău, să ajungi în pozițiile înalte în care îți doreai.
dacă aveai, să zicem, un... Zicem, vrei să fii un inginer electronist și n-ai avut banii să te duci la facultate sau n-ai avut ocazie să te duci la facultate, părinții nu te-au lăsat sau în alte ocazii, în alte circunstanțe. Puteai, să zicem, să aplici pentru un job mai mic în piața liberă, mă refer. Pentru a intra în domeniu, domnule, vrea mai puțin timp, să zicem, sau o muncă mai necalificată și mă pregătesc la firma dumneavoastră, să devin inginer electronist. Și puteai să înveți meserie chiar acolo. Acum când, domnule, un tânăr absolvent de facultate sau tânăr ieșit de pe băncile liceului se încadrează în industria X, conform acestui interval salarial și trebuie să lucreze 8 ore, să nu fac alte prostii în timpul liber. Omul acela care vrea doar mai puțin să lucreze sau să aibă o libertate în meseria lui, în alegerile lui, da? Nu putea să mai facă acest lucru. Și atunci ai o să îți urmezi visurile, da? Acest sistem anchilozat, să zicem, pe un anumit tipar, planificat central, înlătura, adică oportunitățile oamenilor, știi? Deci ideea e că chiar dacă ei se apucă și controlează doar pe partea de producție, tot te controlează din calitatea ta de producător, că nu ești doar consumator. Asta e o altă chestie pe care am văzut-o recent, școala nu te învață, te învață cum să fii consumator. Și cine le face, mă, dacă te învață doar să fii consumator? Cine dracule mai face? Nu, ești producător. Da, ești producător. Munca e un factor de producție. Da. Vorba aia. Cei trei factori clase, ești muncă pe muncă capital. Vorba aia, știi? Ești producător și atunci statul, dacă decide câți ingineri trebuie să avem și avem prea puțini, ia să vezi ce o să înveți inginerie, băiat. Da, lui Hayek, până la urmă, care e că e doar să te cunoaștere. Deci poziția cea mai caritabilă pentru comuniști, chiar dacă ar fi bine intenționat, nu știu, știi, apar nu au cum să știe. Nu că nu știu, nu au cum să știe. Asta o gândești pe la piesa de teatru Bogăția de pe deal sau Comoara de pe deal. Când un primar își dorește să nu mai fie primar, să își dea demisia. Și vine cel de la partid și spune: noi când te-am pus aici primar, nu tovarășii de noi, nu se refuză o misiune pe care ți-a încredințat-o partidul și statul, nu se renunță. Da, eram zapelea. Da, asta e impresionant așa pentru limbajul ăla. Comunismul partidul. Și dacă te plictisești, zicem, te pune tăietor de bilete la un stadion, îi pun la pensie să dai acolo. Păi și e bine, ești liniștit, ai slujba asigurată. Această parte mondană a vieții tale, ți s-a... Nu trebuie să mai gândești de aia. Și uite... Păcat că nu există resurse să te ocupi și de partea spirituală. Eu aș licita... Păi, asta ține de sistem. Aș licita un pic mai mult. Dacă tot am ajuns la punctul ăsta, știi, în care spunem că chiar și poziția cea mai caritabilă față de comuniști este că nu știu și că te uiți din afară și le spui nu numai că nu știu, dar nici nu au cum să știe, da? Și ei merg înainte. Eu aș spune că după 100 de ani de experimente, da? Că aproape 100 acum și ca să fac 100 de ani de când a început Hayek discuțiile. 100 de ani respective, da. După aproape 100 de ani de experimente, eu aș supralicita și aș spune așa: ei știu că nu știu, știu că nu au cum să știe și totuși merg mai departe. Aia e acum.
Știu că știu. AI-ul nu știe. Dar dai numai numele la... Auzi, dacă AI-ul... AI-ul e doar o scuză pentru care poți să rostogolești, știi, ignoranța. Poți spui, ei nu știu că AI-ul nu știe și nu o să știe niciodată. Dar eu cred că deja acolo poate suntem prea caritabili. Poate ai unele AI de la să le spună, nu se poate. Exact. Asta vreau eu să zic. Unele AI de la pozitiv. Dacă o să ai unele AI chiar inteligent. Ieși ia mâinile ca fi la din... Știi, dar nu numai inteligent, ci înțelept. Un A. O altă chestie care nu se poate, așa. Mă rog, nu... Deci, Dacă ai un dă-la, poți să funcționeze poate și comunismul. Păi că lumea aia e orice e posibil. Eu vreau să ziceți, Costel, deci ai o înțelept, o să zică, păi nu putem să știm. Păi cum, AI, învață-ne, planifică-ne. Nu pot să vă planific, trebuie să faceți alegeri. Păi spune-ne tu ce să alegem. Nu pot să vă spun. Păi știi ce o să se întâmple acolo? O să spună, o să spun așa. Asta e un AI prost. Acest AI e prost, da. Exact. A, da. Bagă la cană. Chestia de care ești un loc cum se știe. Ideea este că la un moment dat trebuie să ai și o imaginație. Pentru că spunea Costel, unde există anumite persoane care își doresc un serviciu de tipul de luni până vineri de la 9 la 17 și există unii care vor un freelance, așa, câteodată să muncească la project-based, cum ar veni. Yes. Ideea este că acest freelancing și project-based job a apărut într-o lume liberă. Deci nici nu se putea imagina în comunism să existe muncă de tipul... Sunt mai multe tipuri de, să zicem, în libertatea apare multe tipuri de joburi, de, să zicem, combinații în care poți să îți câștigi venitul. Yes. Acolo, dacă nu ești salariat cu carte de muncă la o întreprindere... La stat. Element anticomunist. Exact, ești element anticomunist. Dacă nu faci parte din sindicat. Hai să lăsăm pe unii, că poate unii vor fileași, că am văzut pe afară. Desigur că... Dar nu știu să fac. N-ar fi considerat o muncă manuală? Că totuși tastezi, știi că... Da, pe care? Da, pe care? Întrebarea este pe care îi lăsăm. Da, păi dă-ți seama că ne imaginăm că ar putea exista și astfel de colaborări. Așa, și după aia pe cine să-i punem în... Dă-ți seama că e nonsens total. Eu vreau să fiu la șaibă. Nu, noi te-am alocat să fii freelancer. Ideea care e că dacă el face ce vrea lumea, nu mai e comunism, nu? Exact. Nu mai e comunism. Deci dacă îi lasă, da, păi noi vrem descentralizare. Ok, yes. Face... Cel puțin prin definiție, că uite, e posibil ca unii oameni să asocieze asta. Să spună, nu, comunism asta înseamnă. Noi, un fel de autoguvernare locală. Și... Auzi, înainte să trecem la următorul, da. Voiam să vă întreb... pe voi o chestie. Deci, de multe ori ai discuția asta, noi folosim socialismul și comunismul aproape interschimbabil. Wow. E chestie de grad. Tu zici că e chestie de grad. Și eu mă gândesc că ai... De exemplu, în România aveai comunism și Republica, pentru relațiile cu celelalte state, Republica se chema socialistă. Și eu mi-am făcut la un moment dat, inițial s-a numit populară, da. Și eu mi-am făcut o separație din asta la modă, în care zici, eu mi-am zis că socialismul este mecanismul tehnic cu care te prezinți față de celelalte țări. Așa. Da, sau mă rog, față de cine te întreabă, ce sistem aveți acolo? Socialism. Și ce vreți să faceți? Comunism. Și la fel de bine că lumea zice ce ar fi în ANCAPIA, în anarhocapitalism. Și ai putea să te gândești că tehnic între oameni ai anarhocapitalism și ce ar putea să producă ăsta? Păi poate să-ți producă, de exemplu, o republică federală. Dacă lumea zice și ce face, cum e, o haos acolo, nu vă apără nimeni. Nu, foarte bine, poți să imaginezi Republica Socialistă România, comunism, idei comuniste socialiste, și ai idei anarhocapitaliste și poți să-ți facă o cooperare care astăzi, de exemplu, ar fi, uite, cantoane, Elveția. Mm. Nu ai federală.
Da, okay. Înțeleg, da. You like? Că e voluntar. Este, da. Voluntar. Ok. Da. Apoi cred că ei foloseau. Adică așa ca soluție. Inclusiv Mises în tinerețe folosea ca... Ei când ziceau socialism, întrebeau comunism. Yes. Acum ne-am murit, sau mă rog, ne place să credem că am murit comunismul, folosind socialism să acoperim și... Ăștia care se numesc liberă, de ce nu ce Obama despre el că sunt, apropo de Evid în Build That, gândeam că poate Obama vorbea cu aia de la care fac drumul, știi, Evid în Build That, că n-a făcut autostrăși din Evid în Build That. Da, comunismul fiind o chestie atât de nasoală, știi, să detașeze, știi, el are, ca majoritatea cărturilor, nu? Sunt socialiști, au intuiții socialiste, egalitariste. Și nu o să spună sunt socialist. Sunt liberal de stânga. Da. Sau liberal. Sunt democrat. Sunt... Liberal. Da. E liberal. Digi. Socialismul digi, să zic. Da. Yes. Socialismul digi. Social-democrație. Nu, să știi că nu e. În vestul Europei, socialismul nu e atât de, din păcate, pătat imaginea lui. Cu... Deci gândește așa. E când vor zic că rău zic nazism. În Germania, PSD-ul a fost la putere nu știu câtă vreme, da? Nu e, da. Partidul nu Social e. Deutsch, așa. Să mai amintim Danemarca, Partidul Socialist, PSD-ul lor a fost din nou Partidul Social Danez, a fost la putere. Înseamnă că ce am zis eu ține mai degrabă de Europa de și de America. Da, da. Exact. Aia stau bine, mersi, zic. Pentru că francezul n-are loc de ataul, stai că sunt socialist. Păi e bine că e de bine. Da, le place. Valori, Franța la fel. Franța acum e și Partidul Comunist la... E pe undeva, da. Nu mai știu, s-a făcut coaliție? Cu guvern, cu coaliție sau... L-a impus Macron. Guvern tot minoritar? Și-a impus omul și centru dreapta, să zicem, dar... Centru dreapta modern. Da, din ăsta, socialist. Să nu facem greșeala, da? Membrii cabinetului sunt de la partidele astea socialiste, care... Na. Uite, în încheierea, mai e ceva la primul capitol, că vreau să mă duc la final. Da. În încheierea primului capitol, el cumva intuiește ceea ce noi aici și ceea ce, să zicem, Rothbard descoperă și formalizează mult mai târziu, el intuiește și nu era numai intuiția lui. Spune așa că se spune des că libertatea politică e lipsită de sens fără libertate economică. Zice, e destul de adevărat. Și în anumit sens e chiar opus a ceea ce spun planificatorii de la modă care sunt astăzi. Libertatea economică este prerechizită pentru orice altă libertate. Nu poate să existe o eliberare față de constrângerile economice pe care ne-o promit socialiștii. Asta nu poate fi obținută decât dacă eliberezi omul în sensul că, de fapt, îl însclavizeze ei puterea de a alege. Nu, și pentru ăștia socialist în conflict cele două, cu întrebarea cu care ții socialiștii, țineau că aia politică o castrează pe aia economică, aia e Kilver, știi? Respectată aia economică. Da, da, hai, nu spune că nu poate să existe. Nu spune că țin cu asta sau cu aia. Care e mai importantă? La Hayek relația este fără libertate economică, nu poate să existe nicio altă libertate. Fără drepturi de proprietate, nu poate să există libertate. Da, uite, întrebarea e cât de fragilă intuiția asta, cât de sărată pe asta am tot insistat. De ce se ducă ea în dictatură și îl spun scoare, că nu pot altfel? Nu pot altfel. Nu pot altfel. Așa începe, așa a început capitolul. Nu pot altfel. Da. Și capitolul 8. Cine pe care? Cine pe cine? Care pe care? Nu știu cum am tradus ăștia, nu știu, e posibil chiar. Cine care. Pe cine? Nu, așa. Nu, traducerea românească, te uitam. E posibil să fie care pe care. Păi, dat fiind faptul că este un citat care i-a atribuit lui Lenin un pic mai jos în capitol, din context, nu poate fi tradus decât cine pe cine. Da. Cine pe cine face să? Da, asta e. Sau pune să, sau da. De ce face asta? Pentru că ideologia e dementă, nu? Ideologia e dementă. De ce face rele? Că așa îi spune cartea, nu?
Nu, încerc să găsesc. Îl face rele pentru că oamenii sunt subordonați planului. Pentru că planul e mai important decât viața și nevoile omului. Doamne. Și așa ajunge să facă rele. Nu, cred că e un conflict între viziunea lui și viziunea omului. Și că omul nu vrea... Eu am egalitatea de conținut. Dacă am avea un conflict și ăsta ar fi tot, ar fi irelevant. Dacă am avea un conflict pe persoană fizică între viziunea mea și viziunea ta. Problema este că dacă eu mă apuc să-mi impun viziunea mea cu forța armelor, acolo dintr-o dată se face rău. Conflictul în sine poate să existe, atâta vreme cât nu se face rău, nu se face rău. Dacă îmi combin puterea de a-mi impune viziunea și avem acest conflict, nu pot că să-ți facă. Vor totuși libertate, știi? Ok, vrea să ajute sărmașii, nu știu, dacă îmi vine și îți bagă pe cineva în casă, de exemplu. Care da, ține de planul de conflictul, libertate ca egalitate înțeleasă. Been known to happen. Și atunci zici, oh, stai că nu mai îmi place comunismul, stai, e prea... Păi da, dar... În timp ce dacă n-ai avea nicio problemă, uite, îți bag doi oameni în casă. Ah, bă, că mai am liber. Da, mai am loc de încă unul. Oamenii de genul ăla, știi, care iau contact cu comunismul violent, să spunem, îi descrie Solzhenitsyn în cartea lui Gulag Arhipelago, îi descrie ca pe o categorie specială de oameni și pe care îi vezi de când își încep drumul către Gulag. Îi vezi că ei sunt mereu convinși că nu, că s-a făcut o greșeală, că ei cred în cumva își fac double down la credința lor. Deja dacă iei drumul gulagului, ești dușmanul națiunii și ei zic, nu, că eu sunt, e o greșeală, tovarăși, despre mine. Și la un moment dat, după primele bătăi, așa, ajung să clacheze cel mai rău. Sau e ca azi, adică e ok să-i facă altora să facă chestia aia, ăla are o vilă, ia să-i bagă 10 oameni acolo și după aia când vine și la tine, păi stai că nu... Păi da, exact. Stai că eu sunt drept credincios. Eu sunt de centru drept. Și să zici, eu sunt drept credincios, da, dar eu decid cine e eretic sau nu. Eu asta am înțeles din capitolul ăsta, că zice, ținta este... egalitatea, un plan orizontal, ce a zis și Vali mai devreme. Și inevitabil cineva trebuie să hotărască cum se pun în operă diverse lucruri. Și atunci ăla, depinzi de bonul plac al acelui, da, mă rog, potentat. Nu, e o autoritate, el devine o autoritate. Cum să spun, primul capitol, doar că specific alt obiectiv, egalitatea. Cum e, da, e o chestie din asta, cum să zic, veche din filozofie de milenii. Da? Cine îi păzește pe gardien? Da? Cine are grijă de... Custode, nu cu ce. De exact. Who watches the watchers? Cine îi păzește pe gardien? Și răspunsul este așa. În orice sistem în care ei, care concentrează puterea la ei, nici dracul nu îi păzește pe gardien. Singurul loc în care dacă vrei să vezi că gardienii îi păzește cineva, e în piața liberă, unde stăm toți cu ochii pe ei. Dar nici nu stai cu ochii pe ei. În piața liberă stai cu ochii pe ce te interesează pe tine și cumperi sau nu cumperi. Deci păi... zi de zi, ceas de ceas. Păcând acum îi invit pe oamenii care respectă social-democrația să se gândească ce se întâmplă astăzi. Cine stă cu ochii pe ei? Păi stă jurnaliștii, recorder. Da, exact. Recorder care atenție, nu ia bani de la stat, nu ia bani de la mișcări politice, nu ia bani de la... Nu? Nu. Or fi pe profit, nu știu ce să zic. Păi nu, sunt pe donații. Păi da, de la cine iau ei donații? Nu, cred că au donații și pe bine.
Da, na. Și pe bune. Mă rog, ideea e repetată, că am puține idei. Dacă cine poate să stea cu ochii pe ei? Păi niște unii în care ai încredere, iată jurnaliștii, în procurori n-ai încredere, și cine mai poate să stea cu ochii pe ei? Noi oamenii, și îi penalizăm. Când vrei să îi penalizezi? Așa, apropo de libertatea ta de azi, când vrei să îi penalizezi? Acum? Sau peste 4 ani las că nu-i mai alegem? E destul de simplu. Și acum, acum poți să-i penalizezi? Păi mă duc la justiție. Cum vi se pare că merge justiția? Repede și bine și ieftin? Că avem acele trei variabile. Și dacă-s de stat, toate merg prost. Și cine mai stă cu echipă, să zicem, unii care fac pantofi proști sau concurența? Ah, yes. Concurența imediat taxează când vede că ai... uite că au scumpit pantofii nu știu care sau... Păi pe ea este. Întrebarea este... Sau ia cu proști. Sau adui. Două întrebări am. Da. Și o să te încuie, sunt sigur. Unu. Cum poți faci concurență dacă nu e planificată? Și cum poți faci concurență fără să irosești resurse? Nu știu, asta răspuns la această întrebare... Ne doare. Și atunci nu mai avem concurență și atunci ne plângem de corupți. Care nu irosește resurse. Nu irosește. Problema e sancțiunii, ca și cum pe piața liberă, să zicem, unul are servicii proaste sistematic și se schimbă, nu știu, managerul, știi? Sau ok, dar piața liberă e mai dură de atât. Adică se închide firma cu totul. Ori la asta nu se închide firma cu totul. Nu știu. Tribunale de stat nu există. Gata, s-a închis tribunalul ăsta, că n-a oferit servicii drept, a întârziat procesa, nu știu ce, dar dă sentințe nedrept. Nu există așa ceva. Deci dacă la lider tu ai schimbat doar niște personal, concediezi femeia de servicii și nu știu ce, da, ai avea aceleași. Ca la stat, să zicem. Da. Ordinea proprietății private este esențială și pune, adică o ridică în slăvi aici Hayek, spun că ea este chiar mai importantă este mai importantă pentru cei care nu au multe în proprietate decât cei care au. Chiar și ăia sunt mai liberi dacă alții au proprietate, zice. Da. Da, deci un un șomer în Anglia vremurilor lui este mai liber să-și împlinească visurile sau să facă ce vrea cu viața lui decât un manager la o uzină în Rusia, de pe timpul lui. Rusia sovietică. Dacă ăla vrea să plece în vacanță când vrea el sau să, nu știu, să schimbe jobul, nu prea avea șanse de izbândă. Ah, îi pomenește exemplu și inclusiv în Germania nazistă, tot în timpul Angliei lui Hayek. Când dacă erai acolo pus, nu prea aveai mari libertăți. E vorba de, el spune, libertatea de a-și schimba jobul, am vorbit cumva un pic mai devreme despre asta, de a schimba jobul, de a schimba locul unde locuiește, da? Că nu știu dacă în comunism, dacă erai repartizat la văscăuții de sus, ca să fii doctor, nu prea mai stăteai în București, nu? Nu prea. Da? Ideea că sunt necontractuale schimburile, asta e problema. Că așa poți și cum privat să zici, da, domnule, mă oblig, dacă nu ți-am bifat nu știu ce, să mă omori. Ideea că nu, în timp ce ăștia comuniști, mi-ar zici, știi, da, văd... Deci o chestie de asta că ți-ai plecat de la job, ca trădare, opțiune, de... Opțiune, da? De ce? Pentru că ei dictează schimbul, nu e o chestie voluntară. Știi, dar capitaliștii exploatează muncitorii, nu comuniștii. Bun, capitaliștii, îți dai seama, dacă tu pui o condiție de asta și află lumea, te-ai dus. Să îți, alte libertăți despre care mai vorbea Hayek acolo, să îți exprime anumite păreri politice, sau să felul în care îți petrești timpul liber, de exemplu. Da, da. Ia și du-te la munte, de exemplu. Și ideea e că libertatea pe care o are
eliberarea pe care o simte șomerul din Anglia este o eliberare de pumnul statului, de forța brută a statului, care altfel intervine și îl pune la locul lui. Zice Hayek că atâta vreme cât ai mai mulți proprietari, nu poate nici unul să se ridice cu atâta forță, e așa ca la Bitcoin, să se ridice cu atâta forță și să îi încalece pe toți. Și practic ai putea să te uiți la piața asta de proprietari ca fiind o concurență pentru oamenii care vor să se angajeze. Îți dă variante de ce să faci, pe când dacă ai un singur monolit. Ok, intră pe best job, s-a arăt variante. Bă, hai să vedem, hai da. Să vedem de ce nu sunt. Da, da, nu, sunt. Nu, chiar sunt. Chiar sunt. Yes. Păi de-aia eu am făcut, nu știu, latină, ăștia, îmi cer să fac nu știu ce dracu de... Păi, cine te-a pus faci latină? Mi-a plăcut, eram român. E, asta, înseamnă că, asta înseamnă că ți-ai consumat timpul ca să faci latină, nu că te-ai îmbunătățit pe ceva. A dat un răspuns acum, dar nu îmi scap acum, nu știu ce politice în America. Valoare obiectivă, nu mă adaptez la preferințele unor proști. Da, e asta, în clipa în care ajungi la valoare obiectivă, s-a rupt filmul. Ron Paul a spus, asta înseamnă responsibility of freedom. Of course, yes. Am băgat-o. Întrebați-vă tot așa ceva de seminarul. Dacă mi apare discuția asta cu nu sunt locuri de muncă, deși special când vorbești cu oameni, intelectual să zicem, cum nu sunt? Că e interesant să vezi că sunt locuri. Păi da, da, ce? Nici vreau eu. Da, toți vrem să fim șef. Ok, sunt locuri de muncă în profi. Da, sunt în profi și în care. Yes. Vreau cercetători în studii bizantine eu. Ia și cânt o mână, lasă-mă pace. Da. Îmi place, aici el dă un citat din Max Eastman, ce a fost un vechi comunist care descoperă, care ajunge concurența, ajunge să-l contrazică pe Marx. Citatul zice așa, îmi pare evident acum, deși trebuie să recunosc că am fost cam încet în a ajunge la această concluzie, că instituția proprietății private este unul dintre principalele lucruri care i-au dat omului această libertate și egalitate, fie și ea limitată, pe care Marx spera să o universalizeze tocmai abolind această instituție. Și e destul de bizar faptul că Marx a fost totuși primul care a văzut asta, sau bine, aici cred că el e prea caritabil, da. Și că a intuit efectele. Ce el este cel care ne-a informat, uitându-se înapoi, că evoluția capitalismului privat cu piața liberă a fost o precondiție pentru apariția tuturor celor... Pentru toată bunăstarea, da. Este capitalismul era superior feudalismului sau nu știu, ideea e că trebuia să ne el zice în felul următor că nu i-a picat niciodată fisa lui Marx după ce s-a uitat înapoi, când s-a uitat spre viitor, că dacă motivul pentru care libertățile noastre au apărut odată cu apariția proprietății private și a pieței libere, dacă noi scăpăm de piața liberă și de proprietatea privată, s-ar putea dispare și libertățile alea. N-am văzut pe asta. Da, e cu, nu știu, e ca și cum, domne, eu aprind becul, înțelegi, aprind becul și am lumină. După care mă duc și scot siguranța și mă aștept să fie lumina aprinsă. Nu, dar ce avea Mars era că, păi, tu rămâi la bec. Da. Adevărul e că trebuie să dau un telefon la Dumnezeu să dea lumină de nou. Era argumentul etic. Se știe că am mai făcut-o odată. Nu era argumentul etic că ăsta fură muncitori și argumentul economic sunt descătușează forțele de producție. Da, rupe gardul. Mai era și filozofia asta. Muncei pentru tine. Tu nu mai muncești pentru patru, muncești pentru tine. Nu, muncești pentru stat. Ce să vezi? Mă rog, eu nu am. Gândirea istoricistă de tipul mersul implacabil al istoriei. Mm-hmm. Și acest mers implacabil, cum a zis și Costel, feudalism, capitalism, comunism. Mm-hmm. Trebuie să trecem prin capitalism ca să ajungem la comunism.
nu se putea altfel. Ascultați. A fost un client captiv? A fost captiv. Sechestrați în larg. Să încep să-mi iau le. N-am vrut să iasă de acolo când i-am zis să iasă. A, și l-ai lăsat liber. Și l-am lăsat liber la cum și-a închis. Comunist. Auzi, comunismul... O să ajungă, dacă s-ar înfăptui vreodată, nu știm cum, o să ajungă Star Trek, numai că o să fie, nu o să fie The Enterprise, o să fie The Borg. Nu. Ah, nu. No. 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 Nu, e prea, comunismul nu o să, nu e nu capabil, poate să prindă, că... nu e capabil să producă atâta tehnologie. Ca Borg. Să, păi cât să ajungă nu. Ca Borgii. Păi nu prea. Plus că Borgii se adaptau. Oh. Îți prea, o aia gata făcută, știi? Cum a luat fabricii lui Malax, așa nu știu cu el. Și doar se semnează și pune acolo, acolo e o... E o... Plus că Borgii în sine nu o organizare comunistă, o organizare insectoidă. Da, era un swarm. Exact. Cum adică n-ai un întreg organic? Nu. Oamenii și pe ai, individualitatea. Ai o voință. Da, aia era exercitată de o entitate individuală. A, da? Avea un... Nu era... Queen. Un regin. Avea o regină. Avea o regină. Nu spune că ești libertarian dacă ești cedează voluntar. Asta poți, nu? E libertarian doar în măsura în care poți să ieși din contract și dacă îți cedează, știi, reluăm iară discuția da, asta. Exit. Condițiile pentru un contract. Ar putea fi asta răspuns. Doar că cedezi tu, nu te iau ei. Da, ai putea. Aia. Un alt lucru care zic eu strică petrecerea comuniștilor este faptul că atunci când eu ajung și în sistemul capitalist încerc să zicem ambele sisteme, și în sistemul capitalist și în sistemul comunist, ajung un manager peste o echipă de marketing, să zicem. Mm. El este că dacă într-un dacă în sistemul capitalist zic că peste 5 ani nu mai îmi place. Pur și simplu mi-a ajuns, mă ocup de altceva. Dar din cauza faptului că nu am alte talente sau nu am alte resurse să mă ocup de altceva, rămân prins acolo în acel serviciu. Dacă în sistemul capitalist pot să zic, bă, vina mea, eu am fost prost atunci când mi-am ales meseria asta, asta este, te mai împaci cu ideea câte cât. Uh-huh. În sistemul comunist, uh-huh, când te-a pus altul acolo... Și știi că nu poți să ieși? Așa. Adică... Tovarășe Muntean, da. La o misiune pe care ți-a creditat, da, partidul și statul, nu s-a renunțat așa ușor. Ideea este că dai, încerci să dai vina pe altcineva, știi, găsești că ăla este... vinovatul, e mult mai greu de acceptat, știi, că e mult mai dărâmat psihic. Yes. E ca atunci când încercaseră, nu mai știu, și în România, nu mai știu, dar știu că prin UE erau niște cote. Grâu atâta, porumb atâta și de se spunea unor fermieri, bă, vezi, anul următor, pui porumb. Domne, nu că știu eu că greu să se va. Știi? Nu porumb. Și dacă nu iese porumb, e clar. Ai sabotat industria. Nu. Tu n-ai făcut. Tu n-ai făcut, da. Tu... Dar ideea este că știam că trebuia să pun grâu, n-am putut să pun grâu. Sunt... Deci este foarte greu pentru un fermier să, zicem, accepte faptul că a făcut ceva împotriva voinței lui pentru că i s-a dictat de sus. Două exemple. Am aici două exemple. Și deci principiul de bază care e ce spune Gabi aici, de fapt Gabi și Hayek, zice că oamenii o să fie mai nervoși, mai supărați, mai plini de resentimente, da, da, la o impunere asupra altor oameni, asupra vieții lor făcută de alți oameni,
sau care a rezultat de pe urma acțiunilor altor oameni, decât una în care poți să spui natura, noroc, viața, norocul, ghinionul, eu am fost prost, eu puteam să fac altfel. Sau, mă rog, piața, hai, are în vedere două lucruri. Una, norocul. Da. Asta bine, e... de fapt, răspunsul e piața. Asta e piața ca mecanism impersonal, în sensul că omul zice, stai puțin că piața e un mecanism impersonal, a scăzut cererea de portocale. Ai și nu știu dacă Hayek e așa fidel, nu știu dacă omul e așa de... înțelept, nu, nu. Să zică cineva, uite, vindea portocale, nu se mai cumpără, să zică, nu, piața a fost un mecanism personal. Nu, e că omul zice, dacă nu, se supără, spune, sunt clienții ăștia proști, nu știu ce bune sunt portocalele mele, sunt proști, că i-a fost. Mm-hmm. Dar ideea e că e o chestie a psihologiei umane, este o, tu când poți să dai vina pe altcineva, de asta al treilea exemplu și într-o căsnicie, tu când poți să dai vina pe altcineva, e mult mai targetat sentimentul și e mult mai puternic decât dacă e să dai vina pe stele. Deci, asta era contraexemplul meu, că și la piață poți da vina. Hai, zice, nu, că zici, birocratul l-am închis. Birocratul l-am închis de lumea. Așa, domnule, nu s-a făcut recolta de portocale și am avut pierderi, nu suferă atât de mult, știi, de când păi te da, închide. Exact. De eu zic, în termen de percepția omului, nu e că piața e un mecanism. Nu, dar nu are. Ce încerc eu să spun, Costel, că nu găsește pe cine să dea vina. În clipa în care poți să concentrezi vina în persoana unui om. Am deschis vale lângă mine portocale. Vine portocale. Păi da, te enervezi pe el. Păi da, dar e tot o frustrare de asta personalizată. Te enervezi în cazul ăla. Da, și păi, tu cu asta, tu îi faci exemplu, tu îi faci argumentul lui. Atunci când poți să personalizezi vina, când poți să o personalizezi, e foarte clar, pentru tine e mamă ce i-aș face, ce i-aș trage, ce i-aș prinde, da? Chiar dacă în contextul pieței ai câteva locuri în care poți să personalizezi, da? De exemplu, uite, a ieșit Steve Jobs cu un telefon și acum noi nu mai facem telefon, nu mai cumpără lumea telefon de la noi, sau a deschis ăsta portocalele lângă mine. Chiar dacă în acel caz tu poți să personalizezi greșind, dar poți să personalizezi, în marea majoritate a cazurilor legate de piață e mai greu să personalizezi. Pentru că sunt prea mulți actori implicați. Ți-a luat altul job, știi, ți-a luat altul job. Uite, eu de când visam la jocul ăla și fac, mi l-am suflat. Din și știi și cine? Da, uite, ăla care nou. A lucrat la nu știu ce. Din nou, ăsta este un este că îți pune cineva, fiat. Tu faci de capul tot cel mai bun, așa, și îi deschide valii. Portocale și ai făcut cele mai bune portocale, dar îți ia din piață valii. Vine unul și zice, fă portocalele, cum ai fi vrut și tu, să zicem. Dar spune altul. Fără așa. În momentul ăla, chiar dacă vale și deschide la fel magazin de portocale lângă al tău, băi, am dracu ăla care mi-a zis. Înțelegi? Pentru că am făcut cum mi-a zis. Din cauza că mi-a zis ăla să fac cum zici, cum vrea el. Era planificat, aveai în vedere. Da. Venim în planificatorul și mi-a zis să fac așa. Nu zice. Ba, zice. Nu e un sfat, nu e un consilier. Nu. Tocmai asta e. Tomase, eu vroiam altfel să fac. Cu atât. Dar mi-a zis. Mi-a impus șef. Cu cât înțeles obiția mea. Cu cât păstrezi, da, că personalizează și cu cât păstrezi mai puțină agenție, atât în efectele negative, o să dai vina cu atât mai mult resentiment. Sau nu personalizezi la clienți, nu zici. Exact. Zici că sunt proști, dar nu zici cu tare client. There you go. Yeah. Și pentru că gândește câți meseriași în astea, întreprinderile comuniste, își înjurau șefii. A zis șeful să fac, uite așa. O prostie. O prostie, deci îl înjură fără aia. Frate! Și chiar făceau chestii ilegale, că îi știu că se face mai bine într-un fel, știi cum știu ei. Bă, eu știu mai bine de la prostora care urmărește. Sau... Chestia asta se întâmplă și astăzi. Se întâmplă și astăzi, dar cu terenul de fotbal în pantă și alte... Da. Bun, și ziceam că am două exemple care între timp s-au făcut trei, da? Da. Într-o căsnicie, da? Dacă faci de capul tău așa și iese prost... Asta e, spui cinușe în cap și... Dar dacă faci că ți-a spus el sau ea și iese prost, atunci să vezi ce îi scoți ochii. Știi? Da. Asta ar fi primul exemplu. Al doilea exemplu este Chernobyl versus Fukushima. Da? Chernobyl versus Fukushima. La Fukushima s-au dus
Deci s-a întâmplat tragedia, s-au dus bătrânii voluntari din voluntari din societate japoneză să se ducă să oprească, să facă curățenie pe acolo, să facă, da, bătrânii. De ce? Că au zis, mi-am trăit, mi-am mâncat, nu știu ce, fără să-i motive. Ok, e și viziunea asta colectivistă asupra societății pe care au japonezii, care sunt puțin săriți de pe fix. Da, nu le-ai impus-o. Dar ideea e că nu le-ai impus-o, da? În Rusia a trebuit să le ascundă, i-a trimis sub pușcă, da? Sub amenințare să sape acolo, să toarne beton, să nu știu ce, da? Și nu le-a spus. Da. Da. Na? Acolo greșeala altora. Și unde a fost resentimentul mai mare, da? S-au supărat pe proiectantul, s-au supărat cineva din Japonia pe proiectantul acelei centrale nucleare, că nu a fost în stare să reziste la un cutremur de genul ăsta? Nu. S-a supărat lumea pe inginerii care au făcut testul de la Chernobyl, au făcut și film după ei. Așa de supărați au fost. E? Și un alt exemplu este, am avut o discuție recent cu cineva legat de Uber. Uber și Bolt, de altfel, încearcă să facă planificarea economiei și să simuleze piața liberă. Da? Cum? Cu price surge-ul. Da? Când nu sunt destui oameni, nu sunt destule mașini într-o anumită zonă, ei ridică prețul, pun un factor, un multiplicator de factor în funcție de câtă lume e, câtă lume cere, da? Astfel încât să atragă mașini din celelalte zone către zona respectivă. Bine, vino tu aici că, și pe măsură ce se umple zona de mașini și scade cererea, îl dau în jos. Dar îl fac din soft. Îl fac din soft, dar îl fac voluntar. Adică ei mimează piața liberă, dar voluntar. O persoană respectivă nu are nicio problemă cu legea cererii și oferte. Înțelege cum funcționează, nu se supără pe ea, că nu e nebun, da, omul despre care vorbesc. Da? Nu are nicio problemă cu asta. Și totuși, deranjează ceea ce face Uber. Deși mimează, deranjează ce deranjează? Deranjează arbitraritatea lui. Și pe de altă parte există firme. Eu făteam prea nebun dacă eram, zicem, sau ceva de genul ăsta, știi? Eu ca șofer de taxi. Și pe de altă parte, uite, și se demonstrează și chestia. Deci a trebuit să merg recent la aeroport într-o viteză. Era o oră din asta absolut impardonabil, da? Și am luat la puricat. Bolt, 140 de lei. O cursă obișnuită până la aeroport e 80-90 de lei. Bolt, 140 de lei. Și îmi spune, vezi că e price surge în zona ta. Uber, 140 și ceva de lei. Vezi că e price surge în zona ta. Zic, ia să mă duc eu la Blue, care nu au implementat price surge. Blue sunt ăștia cu mașini electrice, sunt de obicei mai scumpi. Dar în momentul în care nu e price surge, în momentul în care nu e price surge, sunt mai scumpi. Dar ei, neavând tehnica asta implementată, atunci când e price surge la ăia, ajung să fie mai ieftin. Și mă duc pe Blue. Și, într-adevăr, erau mai ieftini, erau vreo 100 de lei, 113 lei, dar n-aveau mașini. Aha. Ei. Corect. Da? Ce e, planificare comunistă sau? Nu, e o planificare centrală, dar necomunistă. E o planificare centrală care încearcă să urmeze piața și legile economiei. Și care, iată că nu reușește. Și care spune, ba da, ea reușește, dar care tot enervează. Pentru că e percepută ca fiind făcută din... Eu am rămas legat de situația asta în care nu erau mașini. Păi n-a reușit. Nu, aia de la Blue nu are. Păi tocmai asta e, că Blue nu are mașini. Păi da. Pentru că nu are, nu implementează creșterea prețului în funcție de cerere și ofertă. Practic, piața adevărată ar fi să ai o platformă și să-și pună șoferii prețul exact. Direct. Exact. Yes. Să nu mai fie o chestie de genul ăsta. Și ar mai fi de zis faptul că, ok, de fapt este și use case-ul clientului, da? Bolt și cu Uber folosesc acest model pentru că ei țintesc clienții și vezi că funcționează, știi? Vezi că funcționează și
marginalitatea, da, cum crește prețul, consumatorii marginali renunță la serviciu, toate, e o microeconomie aplicată exact acolo, da? Dar ei, care e modelul lor de business? Ei preferă să mențină timpul de răspuns acceptabil, da? Prioritizează timpul de răspuns și de asta vor să aibă totuși mașini, de asta cresc, ca să vină mașini în zona respectivă, ca să nu fie un timp din ăsta de răspuns de jumătate de oră, da? Și atunci preferă să facă asta. Deci ei ce clienți prioritizează? Prioritizează clienții care vor să le vină mașina repede. Mai vor să le vină mașina repede, mai mult decât vor să plătească prețul minim. Asta ca o paranteză, gândește-te că inițial ideea era că tu ai o mașină, mergi în Cotrova și mai iei și tu niște oameni, de-aia îi ziceau inițial ride sharing, nu îi zicea taxi, da, da, da. App. Da. Și nu și-au mai bătut capul cu chestia asta, dar ai fi putut să-ți imaginezi o situație în care tu ai mașina la aeroport, da, și Uber să-ți facă pop-up pe ecran, să zică nu vrei să iei doi oameni? Atunci ar fi fost la app de ride sharing. Au. În anumite localități au un fel de Uber bus sau ceva de genul ăsta. Bine, dar există și la Uber, există și la Uber, nu e ceea ce spune Alex, e sharing între clienți. E sharing între clienți. Îți meciuiesc clienții la mai multe destinații și îți dă mai ieftin ție. Un shuttle, da. Dar nu cred că e implementată chestia asta, pentru că ar trebui să fie cumva și navigația, că să știe unde se duce, da, ca să poată să te lipească la el. Să... Deci ai putea să... Nu e imposibil, da, dar nu suntem în calcul. Nu, dar aia ar fi chiar piață. Deci tu ai pune pe navigație... Ai ști, poate vreau la Uber sau nu vreau la Uber. Aș pune pe aplic navigație prin Uber sau să-i dau Uber acces la navigația mea, whatever, și o să zic, măi, eu mă duc acasă. Uber vede traseul tău și zice, vrei să te abați un pic? Sau, mă rog. Asta ar putea să facă chiar Waze-ul. Zicem că tu folosești Waze-ul ca să navighezi, da, pe acasă. Yes. Și intră oameni pe Waze și bagă, vreau și eu să vezi unde sunt și spun unde vor să ajungă. Și le distribuie la ăia care au traseul cât de cât știi. Am încercat să adauge Waze odată un fel de autostop, dar s-a pierdut pe drum. S-a pierdut pentru că autostopul nu este recomandat în nicio țară din lume, din păcate. De ce? Că nu poate să controleze guvernul chestia asta de aia. Ah, da, corect. E mai sigur pentru tine, dar... Nu, era un firmă autostopistul, dacă mai... Da, da. Dar ar fi trebuit pentru chestia asta să implementeze, practic, fără bani, deci n-ar fi avut niciun venit din autostopul ăsta, să implementeze totuși o reputație pentru părțile participante. Și too much hassle for no gain. Bun, să revenim la Hayek și vreau să ridic problema amploiaților care nu erau muncitori industriali, din care spune Hayek s-a ridicat pătura care a votat și a împins național-socialismul în Germania și fascismul în Italia. N-am prea înțeles eu exact cum vine treaba. Dacă socialiștii vechi puneau accentul pe muncitorii din industrie și uzine. Zic eu care chestia. Și pe muncitori, pe copiști, pe alți amploiați de ăștia funcționărime care cât de cât aveau o stare mai bună materială și pe care vechii muncitori îi vedeau ca fiind un fel de mică burghezie. Culaci. Da. Așa. După aceea, în timpul fascismului și nazismului, ăștia vedeau faptul că sindicaliștii din industrii aveau o stare mai bună pe vremea socialismului, erau deja state socialiste. Eu am înțeles invers. Și atunci au zis, hai să facem un fel de, să modificăm puțin socialismul standard, să facem un fascism și un național-socialism și atunci au avut acces la putere. Nu înțeles prea mea identitatea asta, dar știi, erau ei? Păi ia să vedem dacă vă folosește ce zic. Categoriile astea naziste? Deci eu am înțeles așa.
au fost socialiști înainte de naziști și socialiștii le-au dat mai multă putere păturii de muncitorești, da, și ăștia de mijloc, mic, lower middle, care erau funcționarii. Dar funcționar la stat sau funcționar în sensul și de birocrat în firmă? Și birocrat în firmă și bulerele albe. Eu cred că fiind socialism, nu prea mai aveai așa libertate să iei în calcul pe oamenii de la firmele private. Pentru că altfel nu putea să-i oblige, nu puteai să-i dai cu forța puteri mai mari muncitorilor asupra acestor funcționari, dacă ar fi fost vreo piață ba, pe acolo. Da, le-a dat. Păi nu, ăsta e argumentul lor. Hai, că le-a dat lor și Rostroan le-a dat și de aici frustrarea. Da, da, asta e nazistă. Păi le-a dat, dacă să le dea, eu zic că trebuia să ai niște socialism care da, alocă, să zice și care, aia, care și atunci ăștia au zis, bă, da, muncitorii ăștia cam exagerează. Și practic a fost o luptă între stângiști, între ăia care prioritizau muncitorii. A, că nu mai aveai liberalism și inclusiv funcționarea erau dubioși. Yes. Și funcționarea aia după aia au zis, ia să facem noi socialismul nostru, naționalist, în care noi suntem și noi la locul nostru din nou mai sus ca muncitori. Da, poate. E speculație istorică lui Hayek. A, și zice așa că, domne, ăștia aveau și o pregătire cât de cât de conducere. Yes. Erau cu mapa. Erau cu mapa, da. Erau nu cu sapa, da. Exact. Și aveau resentimente. Uite-mă, țăranul ăla de la țară, care s-a urcat și el șef de sindicat pe nu știu unde. Sigur de 4 ori și eu. Da. Am făcut liceu, am făcut și degeaba. Da, e o speculație. Trebuie văzut. Da, n-am studiat nicio mai. Zici că a fost mai în temă, știi? Hai, că am trăit vremurile alea. Da. Oricum, observația crucială aici este că și unii și alții erau, ce a zis Cosi, erau de stânga, de fapt. Voiau, hai să impunem, dar să impunem după viziunea noastră de funcționari, nu viziunea de muncitori. Da. Fla. Interesant aici că spune că atrage atenția faptul că socialismul face propagandă la nivel de copii cu forța. Dar așa se schimbă că socialiștii la un moment dat și-au dat seama că lumea nu o să accepte socialismul dacă nu lucrează un pic la valorile lumii și atunci au luat și există aceste organizații, el le dă numele tuturor pe aici, nu o să le repetăm că s-ar putea să ne baneze YouTube-ul, dar care ajung să fie o organizație exemple de indoctrinare. Dă exemple de UTC-uri din Italia și din Germania. Și nu numai, și din Croația, mi se pare că... Ăsta nu e croat, scuze. Italian. E italian, da. Asta e antimarxistă, pentru că la Marx infrastructura, deci partea intelectuală, venea peste unelte. Păi da, deci de asta uneltele de asta n-a funcționat marxismul, pentru că a trebuit bătut cu forța în marea majoritate a oamenilor. E o contradicție a lui, știi? Pe de o parte ai determinism istoric, pe de altă parte ai revoluția, știi? E o contradicție. Tu nu trebuie să mai faci propagandă și nu știu ce. Că asta vine de la sine, știi, trebuie doar să se treacă de la roată la laptop. Arată-mi un comunist care n-a reușit să introducă cel puțin o contradicție în filozofia lui, dacă nu mai mult. Nu poți să-l ții pe Marx la alte standarde. Dar ideea de ce spun că ar fi important să ne gândim la chestia asta astăzi este că în continuare se petrece chestia asta, da? În continuare asupra copiilor voștri se petrece o îndoctrinare constantă. Da? Și nu numai. Deci scopul controlului asupra, deci scopul, cum să spun, la nivel de stat e o încurajarea oamenilor să-și pună panouri electrice. E doar unul dintre exemple, dar mai sunt și altele. Generează
impredictibilitate în rețeaua electrică. Rețeaua electrică nu e o chestie care e gestionată de piața liberă, e o chestie pe care statul o concesionează diferitelor firme să se ocupe de ea. Da? E esențial în modelul ăsta să existe predictibilitate. Da? Statul, pe partea elaltă, generează problema. Împinge lumea să-și pună panouri electrice, să genereze, să facă, să dreagă. Ba chiar zice, păi dacă generezi, bagă tu și în rețea, tăticu, și îți dăm, îți scădem factura. Și mi se pare normal, de ce n-ai face la o adică, da? Dacă nu cauzezi probleme. Faza e, cauzezi probleme. Statul nu-ți spune că tu cauzezi probleme, că nu e treaba ta să-ți bați capul. Statul doar îți dă. Nu te ține și responsabil pentru, pentru una alta. Da? Și atunci ce urmează să se întâmple? Evident că o măsură a statului o să genereze o altă măsură a statului. Și vine statul și spune, o să dea dreptul distribuitorilor, da? Să-ți pună contoare smart și să-ți închidă ei ca să poată să balanceze. Deci tu, ca să balancezi rețeaua, da, ai mai multe opțiuni, nu? O ai pe asta de să înghiți consumul pe care nu poți să-l prezici, nu poți să-l prevezi. Și atunci cealaltă opțiune este și să reduci consumul. Poate ai targeturi de atins, de emisii, de nu știu ce, ambiții peste ambiții pe care vin la o comunitate europeană. Deci am citit un articol din ăsta scris de către guvernul român către comunitatea europeană, în care spunea că noi ne-am asumat prin planul de care n-a auzit nici pulea spătarul din țara asta să reducem emisiile în numele României cu X%. Suntem mândri să raportăm, așa cum se scria pe vremuri, că am reușit să le reducem cu X+1% și ne facem ambiția ca până în anul cu tare să le reducem cu și mai mult. Știți că își iau niște birocrați angajamente în numele vostru pe asemenea chestii? Ați împuternicit pe cineva să fac chestia asta? Ați puternicit pe dracu. Lasă că peste 4 ani. Felul în care vor atinge aceste ambiții de reducere pe care le iau în numele vostru este să împuternicească distribuitorii de energie electrică să-ți închidă lumina. Yes. Sau să-ți închidă încărcarea mașinii electrice sau să-ți închidă mașina de spălat. Cum o să facă chestia asta? Păi tu ei. O să semnezi un contract cu ei în care ei o să-ți promită flexibilitate. Zic că o să creștem prețul la distribuție cu atât mai mult că avem factor de risc și trebuie să ne asigurăm. O să crească prețul la electricitate. După care o să-ți spună, da uite, dacă ești de acord să consumi în limitele și în timpii ăștia ca noi să putem să generăm predictibilitate din partea, ți-o dăm mai ieftin. Până în 100 de kW. Și o să fie oameni care o să zică da și o să fie oameni care o să zică nu. Și deja la nivel de strategie se știe chestia asta și atunci companiile de consultanță vin și sfătuiesc distribuitorii electrici să spună așa. Există procentajele astea, procentajul ăsta de oameni o să spună da. Dacă găsești un nu, pe ăla îl abandonezi cu strategia de a-l convinge că și te ocupi în direcția să educi copiii. Copiii lui sunt mult mai receptivi la nevoile planetei, la așa, și îi înveți că trebuie să reducem consumul ca să salvăm planeta și ăla crește de mic cu propaganda asta în cap. Da, dar și hipsterul ăla când o vedea că nu e lumină. E târziu, trăiești într-un conflict. În clipa aia ești într-un contract voluntar pe care ți-ai asumat. Și nu e adevărat, sunt tâmpiți care spun așa. E bine că nu e lumină, că salvăm planeta. Da, deci sunt. Și nu estima faptul că ai generații întregi care sunt crescute cu spiritul ăsta. Da? Noi, de ce crezi că în România sunt foarte puține pene de lumină sau că există, se muncește din greu ca pana de lumină să fie remediată cât mai repede posibil? Pentru că încă sunt oameni care asociază chestia asta cu dictatură. Da? Stai să vezi când o să fie majoritar oamenii care asociază chestia asta cu salvatul planetei. Ce crezi că o să fie? Auzi, nu vreau să plusez aiurea, dar
Gândește-te că dacă ai un nivel de bunăstare în societate și de acasă nu ai niște ținte pentru viața ta, niște sensuri ale vieții, pare că plusezi un pic, da? Dar dacă de acasă n-ai niște treabă pe care ți-o alegi tu sau, mă rog, îți vine cultural din familie, atunci pare extraordinar să ai o țintă mare. Uite, salvăm planeta. Într-un fel e o critică la adresa unor părinți. E ușor, știi, că ai o țintă mare și cu cât e mai puțin măsurabilă, cu atât mai bine. În același timp e foarte greu să se bată părinții cu tot aparatul uriaș de stat. Adică părinții stau puțin, de fapt, din păcate, cu copiilor. Copiii, ce fac, dorm? Stau o oră, două cu părinții, după aia sunt în toate sistemele de stat și expuși la socialismele de pe internet. Dacă nu poți să filtrezi tu așa tot, nu poți decât, Doamne ajută, ca părinte să-i dai niște valori tari, pentru că vrei să ai un copil tare când crește, nu vrei să fie la cheremul altora. Nu, apropo de ce vrei pentru... Poate vrei, nu știu. Poate vrei, asta, maybe unii, you want unii, da, și să-i dai instrumente animalele, tari, din păcate. Da, corect. Și, mă rog, și vrei să-i dai instrumente tari de filtrare a chestiilor și la un moment dat zice, bă, da, uite, părinții mei au avut dreptate, ăștia bat câmpii cu socialismele lor. Și... Să speri că se poate așa ceva. Mă uităm la câte becuri ai aprins. Ce e? Nu se face, podcastul ăsta nu se face fără lumină. E prea... E un prerechizit. Maia. Bun. Pentru Costel Stăvărache, Valentin Berceanu, Alexandru Chiriac, eu am fost Gabriel Constantin Munteanu și vă spunem la revedere pe data viitoare și nu uitați că statul vrea să vă taxeze în anul 2025 și mai mult. La revedere! Chiar vreau să... Da. Oh. Oh, oh, oh. Și încă cum?